Bun găsit! Astăzi vorbim despre modelarea personalității în etapa de vârstă 3-6 ani. Deja am făcut pași utili de la dezvoltarea atașamentului în perioada 0-3 ani, iar acum ne concentrăm noi părinții la felul în care se dezvoltă mai departe copiii noștri. Vedem că încep să aibă o tendință de a se juca creativ și este o etapă importantă pentru că doar prin acest joc creativ ei își pot înțelege mai bine emoțiile, pot înțelege emoțiile celorlalți și astfel își pot cultiva o calitate extrem de importantă și anume empatia. Bineînțeles că dacă până acum am avut tehnici de modelare a comportamentului, de așezarea unor rutini de viață și de comportament în jurul casei, acum este momentul în care toată această poveste poate să capete și sens pentru copil. Putem să le explicăm de ce facem lucrurile așa cum le facem. Adică, ok, punem niște limite sănătoase pentru că vrem să te ținem în siguranță. Nu este neapărat că nu avem încredere în noi sau nu avem încredere în tine, dar trebuie să înțelegi că responsabilitatea e cea mai importantă a părintelui, este de a te ține în siguranță. Și atunci regulile și limitele nu fac altceva decât să ne țină, să ne țină în siguranță, să ne țină sănătoși, să ne țină într-un cadru de optim și de bunăstare. Bineînțeles că este foarte importantă și trecerea aceasta înspre mediul social al copilului, înspre grădiniță și adaptarea lui într-un alt mediu decât cel al casei. Acolo putem să întâlnim anxietatea de separare și să vedem o adaptare mai greoaie a copilului, dar dacă am făcut tot ce am povestit mai devreme în acest filmuleț, adică am făcut jocul creativ, am înțeles emoțiile, am făcut vocabularul emoțiilor, am dezvoltat empatia, am înțeles că regulile și limitele sunt pentru a ne ține în siguranță, probabil și crearea unui mediu sigur și stimulant pentru copil, așa cum este o creșă sau o grădiniță sau chiar trecerea spre școală la 6 ani, poate să fie de bun augur. Vă invit să luați în considerare această etapă 3-6 ani, la fel de în serios cum ați luat și creșterea copilului 0-3 ani. Chiar dacă îl vedem un pic mai independent, el are încă nevoie de noi și de înțelegerea noastră și de exprimarea liberă, astfel încât să putem să-l ajutăm în modelarea personalității lui și în înțelegerea lumii, așa cum și a cadrelor sociale, așa cum le cunoaștem și noi.